Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Grupul social-democrat din Senat se micșorează. Gabriel Botnariu a anunțat astăzi în plen că părăsește partidul. Senatorul ales pe listele din Ilfov nu și-a motivat decizia în fața colegilor. Rania Adamescu a fost audiată astăzi de polițiști, în dosarul în care mama lui, Carmen Adamescu, este acuzată de delapidare. Paguba totală din dosar se ridică la aproape 48 de milioane de lei. CCR a amânat pentru 28 noiembrie dezbaterea pe sesizarea Camerei Deputaților cu privire la existența unui conflict între Parlament și Ministerul Public. Sesizarea reclamă, printre altele, că efectele protocoalelor continuă să se producă, chiar și după denunțarea lor. De astăzi, credincioșii intră în postul Crăciunului. Timp de 40 de zile, cu excepția celor în care preoții dau dezlegare la pește, ulei sau vin, oamenii au interzis la alimentele denumite de dulce. Postul al doilea ca importanță din calendarul creștin se termină în ajunul Crăciunului. Nici nu au fost montați bine ochii de pisică pe marginea șoselei Transalpina, că au și fost furați. Cei de la drumuri naționale spun că siguranța celor care circulă între Rânca și Novaci este acum pusă în pericol după dispariția elementelor de avertizare. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.